Bună seara, România! Este ora 18. Eu sunt Irina Gologan. Haideți să urmărim împreună cele mai importante știri ale zilei. Tânăra din Constanța, care vara trecută și-a ucis prietena în Mangalia, a fost condamnată la 15 ani de închisoare și la plata unor daune morale în valoare de 75.000 de euro. Decizia nu este însă definitivă. Un raport îngrijorător al Greenpeace arată că ultimele păduri virgine și seculare din România ajung legal produse de mobilier vândute de lanțul IKEA la nivelul întregului continent. 4 mașini ar fi schimbat în total deținutul care ieri a scăpat de sub nasul polițiștilor de penitenciar în capitală, după ce a reușit să călătorească 600 de kilometri. Bărbatul, condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor, a fost recunoscut de un șofer de tir și abia apoi capturat de forțele speciale. Iar Parlamentul Uniunii votează astăzi pactul pentru migrație și azil. Se introduce sistemul de solidaritate care obligă fiecare stat să preia migranți atunci când e criză în Europa. Tânăra din Constanța, care și-a omorât prietena, iar apoi a abandonat trupul într-un parc din Mangalia, a fost condamnată în primă instanță la 15 ani de închisoare. Vă avertizăm, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Cu mai multe informații în acest caz, vine chiar acum jurnalistul Euronews, Andrei Rotaru. Bun găsit, Andrei, te rog, oferă-ne informații despre decizia de astăzi a instanței. Bun găsit, vorbim așadar despre o pedeapsă totală de 15 ani și 6 luni, o pedeapsă formată de altfel din condamnările pentru mai multe infracțiuni și spunem asta pentru că dacă în cazul infracțiunii de omor, de altfel principala infracțiune din acest caz, instanța a stabilit o pedeapsă de 12 ani și 6 luni, la aceasta se adaugă și acuzațiile de acces nelegal la un sistem informatic, furt calificat și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, după ce instanța a contopit așadar pedepsele pentru toate aceste infracțiuni, s-a ajuns așadar la această perioadă de 15 ani și 3 luni. Totodată, la fond, instanța a stabilit că tânăra trebuie să plătească despăgubiri de 75.000 de euro familiei victimei. Vorbim, vă spuneam, despre o decizie luată în primă instanță, ceea ce înseamnă că ea va putea în perioada următoare să fie atacată cu apel. Este important de menționat că vorbim despre un dosar deschis în vara anului trecut, atunci când tânăra și-a omorât cea mai bună prietenă într-o cameră de hotel din Mangalia, iar apoi i-a ascuns trupul într-un geamantan pe care l-a abandonat ulterior într-un parc din Mangalia. Andrei, mulțumim pentru informații. Un nou caz ne face să nu ne simțim mândri de ceea ce se întâmplă în școala românească. Un elev și-a șantajat profesoara pentru a obține note mai mari. Revenim cu detalii în scurt timp în jurnal. Dacă ne urmăriți în timp ce stați pe un scaun, e posibil ca acesta să fie făcut din cele mai bătrâne păduri din România. Noptiere, paturi de bebeluși sau fotolii. Un raport Greenpeace arată că în asta se transformă ultimele păduri virgine și seculare din România pentru una dintre cele mai mari firme de mobilă la nivel global, IKEA. Astfel de produse ajung în toată Europa și totul este legal, pentru că autoritățile române nu consideră că acele păduri ar trebui să fie protejate, deși mai avem mai puțin de 10% din ele. În unele păduri se taie chiar din zona Natura 2000, care teoretic ar trebui să însemne protecție, însă realitatea e cu totul alta. Suntem în munții Făgăraș, foarte aproape de vârful moldoveanu, într-o pădure de peste 120 de ani, iar acesta este rezultatul tăierilor. Pădurile virgine, seculare, sunt cele care s-au dezvoltat în mai bine de un secol, fără urmă de om. Copacii bătrâni care au căzut au devenit o nouă casă pentru alte ecosisteme. Gazda a sute de specii de animale și plante, astfel de zone au ajuns o raritate în România. Doar 7% din pădurile țării noastre mai au peste 120 de ani. Un raport Greenpeace arată că din mai multe astfel de zone, din munții Carpați, se taie lemnul pentru a produce mobilă pentru gigantul IKEA. Am început plecând de la datele din inspectorul pădurii. Avem acea bază de date cu trasabilitatea materialului lemnos care ne oferă date despre tăierile din pădure, ne oferă date despre transporturile de lemn. Știm așadar cum circulă lemnul de la pădure către depozit și apoi către producători, către procesatori, să spunem, de lemn. Așadar, nu ne-a fost foarte greu să descoperim această relație, acest drum al lemnului
din pădurea în care ne aflăm până la una dintre companiile care produce pentru IKEA. În raport au fost identificate mai multe companii care produc mobilă pentru IKEA din pădurile seculare ale țării noastre. Euronews România a contactat firmele respective, dar până în momentul publicării acestui material, doar două au răspuns. Acestea recunosc că produc mobilă pentru IKEA și ne spun că ajunge pe toate piețele. Ne asigură însă că totul este legal, un lucru pe care nu l-am contestat. Legalitatea stă în mâinile guvernului. Aici, în Munții Făgăraș, departe de ochii lumii, s-a intrat cu excavatorul în munte, chiar într-o zonă Natura 2000. Pe hârtie, asta înseamnă că pădurea ar trebui să fie protejată. Însă pentru că Ministerul Mediului nu consideră astfel de păduri ca fiind valoroase, în nevoie de strictă protecție, firmele au liber la tăiere. Prin strategia pentru biodiversitate, toate țările Uniunii Europene trebuie să protejeze cel puțin 10% din păduri, asta până în 2030. În momentul de față, doar 2% din Munții Carpați se află sub strictă protecție. Încercăm să identificăm cei 10% de care povestiți ca și habitate, ca și ecosisteme, tipuri de ecosisteme. Avem un proiect finanțat din PNRR care să ne spună ce tipuri de habitate ar trebui să protejăm. Avem un proces de extindere continuă a suprafețelor de păduri virgine și quasi virgine. Procesul nu s-a terminat. Însă până zonele vor fi identificate, experții de mediu spun că astfel de păduri vor dispărea încet. This is how the destruction starts of the remaining old growth forests, and that brings a lot of sadness because we're supposed to protect these places, we should supposed to preserve these places. And Romania hosts about 40% of the Carpathian forest, so it's a big percentage of the overall Carpathian forests. But we see very similar patterns taking place in Slovakia, in Poland. Conform IKEA, 84% din lemnul pe care îl folosesc provine din pădurile Europei. România se află în topul țărilor care oferă companiei lemn virgin, adică de cea mai bună calitate. În urma investigației, organizația Greenpeace spune că a identificat 30 de produse IKEA fabricate în România cu lemn din păduri seculare care au ajuns în mai multe țări europene. Scaunele sau paturile oamenilor din Belgia, Franța, Germania, Italia sau Polonia ar putea să fie chiar din aceste păduri, care sunt cruciale în lupta cu schimbările climatice. Experții spun că IKEA ar avea alternative. Avem foarte puțină pădure bătrână, pădure naturală, pădure care merită cu adevărat protejată pentru biodiversitatea din interiorul ei. Din punct de vedere economic, nu este un efort uriaș să ocolești acest tip de pădure. Într-un răspuns oficial pentru Euronews România, IKEA confirmă că lucrează cu firmele respective și că singurul lucru pe care îl impune este ca lemnul să fie reciclat sau aprobat de Consiliul de Administrare Forestieră. Pădurile seculare fac parte din categoria de păduri cu valoare ridicată de conservare. Așa cum prevede și codul nostru de conduită, nu acceptăm lemn din păduri virgine sau din păduri cu valoare ridicată de conservare, decât dacă acestea au fost aprobate de FSC. Pe scurt, atâta timp cât este legal, IKEA va continua să folosească lemnul din cele mai valoroase păduri. După statul român, Inca, unul dintre francizorii IKEA, deține cea mai mare suprafață de păduri din țara noastră. Peste 50.000 de hectare, adică aproape de două ori suprafața Bucureștiului. Medicii acuzați de nepăsare în cazul gravidei care a murit la spitalul din Bacău vor fi anchetați disciplinar de Colegiul Medicilor din județ. Instituția a anunțat cercetări după ce a fost sesizată de partenerul femeii. De altfel, familia s-a adresat chiar și Ministerului Sănătății. Luni, ministrul Alexandru Rafila a declarat că va trimite un corp de control la Spitalul Județean Bacău. Între timp, acolo are loc o anchetă internă. Maria avea 38 de ani și era însărcinată în 16 săptămâni în urma unei proceduri de fertilizare in vitro. Femeia s-a stins la mai puțin de 24 de ore după ce s-a prezentat la unitatea medicală cu dureri abdominale puternice, febră, frisoane și dureri de cap. Familia acuză medicii că au dus-o abia după 12 ore în sala de operație. Cei de la spital spun însă că starea tinerei s-ar fi degradat extrem de repede. Deținutul periculos condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor care a reușit să scape de sub nasul polițiștilor de penitenciar în capitală a călătorit aproximativ 600 de kilometri înainte să fie recunoscut de un șofer de tir și abia apoi capturat de forțele speciale. La mai bine de 24 de ore de la evadare, oficialii încă nu reușesc să-și explice cum a fost posibil ca deținutul să iasă din autospeciala folosită pentru a-l duce la un consult medical. Jurnaliștii Euronews au refăcut traseul bărbatului.
Autospeciala Spitalului Penitenciar Rahova era oprită pe strada Ritmului din sectorul 2, în fața unei clinici medicale. Oficial, nu se știe exact cum bărbatul a reușit să iasă din autospecială și a luat-o la fugă. A ajuns până pe strada Măgura Vulturului, acolo unde s-a urcat într-o altă mașină care l-a ajutat să iasă din București. A rămas pe drumul național 1, undeva în zona localității Tâncădești, acolo unde a schimbat vehiculul. A reușit în final, 14 ore mai târziu, să ajungă la marginea orașului Oradea, acolo unde un șofer de tir l-a recunoscut. A parcurs în tot acest timp, în 14 ore, cu poliția pe urme și dat în consemn la graniță aproape 600 de kilometri. 4 mașini ar fi schimbat în total deținutul. Surse judiciare spun că ar fi pretins că este șofer de tir și că vehiculul lui s-a stricat. Șoferul de camion din Oradea a fost cel care a pus mâna pe telefon și a sunat la 112. Mascații au intervenit rapid. Surse Euronews spun că evadatul nu a opus rezistență atunci când a fost capturat. Pentru întreaga situație, sindicaliștii dau vina pe conducerea spitalului penitenciar. Este un lanț de erori, săvârșite din neglijență și superficialitate, din partea directorului adjunct al penitenciarului spital Rahova, Sava Cătălin. Acesta nu trebuia să trimită un deținut clasificat în regim de maximă siguranță criminal cu o ambulanță, ci trebuia să îl trimită cu o autospecială dotată corespunzător. În mașina cu 3 deținuți se aflau în total 3 polițiști. Cel mai experimentat agent din vehicul are 11 ani de muncă în penitenciar, iar ceilalți 7, respectiv 3 ani de experiență, spun sursele Euronews. Cu toate că șeful de escortă i-a sugerat directorului adjunct Sava Cătălin să mai planifice în escortă încă un polițist de penitenciar care avea experiență în acest domeniu. Însă directorul adjunct a refuzat, motivând că ar genera ore suplimentare pentru acea persoană. Am încercat să îi contactăm pe cei din conducerea spitalului penitenciar Rahova. Punctul de vedere va fi comunicat oficial de către purtătorul de cuvânt al unității și a fost prezentată și opinia Administrației Naționale a Penitenciarelor. În acest moment este o anchetă în desfășurare. Bărbatul era încarcerat în regim de maximă urgență încă din 2017. Pe parcursul anilor petrecuți în spatele gratiilor a ajuns de mai multe ori să fie sancționat disciplinar. În 2020 și 2022 a fost implicat în bătăi cu alți deținuți. De fiecare dată a contestat sancțiunile și a declarat că el doar s-a apărat. Nu a fost crezut de instanțele de judecată, care au menținut sancțiunile dispuse de conducerea penitenciarului Oradea. Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat că, la un moment dat, polițiștii din toată țara au fost alertați pentru găsirea deținutului. Un elev de clasa 7 din Brașov și-a șantajat profesoara de istorie pentru a obține note mai mari. Copilul a amenințat că va publica poze indecente cu fiica profesoarei. Alexi Chim are toate detaliile. Bun găsit, adolescentul și-a amenințat profesoara de istorie că va publica poze pe internet cu fiica ei dacă nu va primi note mai mari. Elevul, care este în clasa a 7-a la un liceu cu program sportiv din Brașov, este cunoscut de altfel ca având un comportament indecent, inadecvat la orele de curs. Profesoara nu s-a lăsat însă intimidată și a sesizat conducerea școlii, inspectoratul școlar, dar și poliția, care face acum cercetări pentru amenințare. De asemenea, au fost luate și alte măsuri în acest caz, respectiv Consiliul Profesoral i-a scăzut nota la purtare băiatului la nota 4, iar Inspectoratul Școlar Brașov a decis transferul elevului la o altă unitate de învățământ din oraș. Astăzi este ultima zi pentru depunerea listelor pentru alegerile europarlamentare la Biroul Electoral Central. Ultima programare este aproape de miezul nopții. Colega mea, Monica Mihai, este și acolo și vine cu toate informațiile. Bun găsit, Monica! Așadar, cine a venit până acum să depună listele și de ce e atât de lungă această zi? Bun găsit! Au fost foarte mulți astăzi aici la Biroul Electoral Central pentru a depune listele și semnăturile totodată, pentru a fi verificate semnăturile, pentru a vedea dacă pot să intre în această competiție. Dimineața a început-o Partidul Umanist, condus de Cristian Popescu Piedone, a urmat cei de la UDMR, care au fost și ei astăzi să depună listele aici. Am avut și Partidul Reper, condus de Dacian Cioloș. Toți au spus că au un proiect european, că de asta merg în Parlamentul
Parlamentul European, că este extrem de important pentru ei că au reușit să strângă aceste semnături și să treacă acest prag pentru a putea participa la competiția, iată, de pe 9 iunie. Am avut și doi independenți, vorbim de Vlad Gheorghe și de Nicu Ștefănuță, care au fost extrem de entuziaști în declarațiile lor, pentru că au vorbit despre faptul că a fost foarte greu pentru un candidat independent să reușească să strângă acele 100.000 de semnături de care un independent are nevoie pentru a putea măcar să intre în competiția privind alegerile europarlamentare. I-am văzut și pe cei de la UDMR, Kelemen Hunor, care vorbea despre proiectul pe care partidul pe care îl reprezintă îl are în viitorul legislativ european, și anume minoritățile. Minoritățile reprezintă o prioritate pentru partidul lui Kelemen Hunor. Monica, mulțumesc pentru informații. Contracandidații pentru alegerile locale au evitat până acum confruntările electorale tradiționale la televizor, așa cum obișnuiau să facă și în trecut. În schimb, își mută prezența în social media. O parte din candidați au ales să participe la un podcast în locul dezbaterilor clasice. Prima discuție electorală va avea loc pe YouTube la inițiativa influencerului Micuțu. Nu va fi o confruntare electorală, pentru că vor fi prezenți doar actualul primar al capitalei și încă trei primari de sectoare. PSD lipsește însă cu desăvârșire din cadru. Cele mai recente analize ne arată că partidele investesc tot mai mulți bani în publicitatea online. Preocupat de propria bunăstare și de plata intensă a taxelor, mi-aș dori foarte tare să stau de vorbă cu primarii aleși ai sectoarelor și cu domnul primar general. La invitația artistului au răspuns doar Nicu Șordan, Clotilde Armand, Ciprian Ciucu și Radu Mihaiu. Discuția va fi însă departe de o confruntare electorală, așa cum eram obișnuiți în anii trecuți, pentru că primarii PSD nu și-au anunțat participarea. Sunt oameni care sunt naturali pe rețelele de socializare pentru că oferă un conținut care funcționează acolo. Fie umor, fie show, spectacol în diverse forme, sunt niște rețete testate. E normal ca acești oameni, cum este și candidatul Piedone, iată, nume de cod Piedone, nu un nume prenume, să aibă tracțiune pe social media și să folosească social media ca, să-i spunem, element central în campania lor de comunicare. Sunt alți candidați, cum este noul venit candidat surpriză al coaliției, care nu au avut ce să comunice până acum pe social media, pentru că nu cred că e o idee bună să faci live-uri din operații. Candidații pentru primăria capitalei își aruncă invitații la confruntări publice, dar până acum toate au rămas în aer. Tot le transmit mesajul de a participa la o confruntare, să vedem ideile, pentru că eu am observat, doctor, că vorbesc despre problemele capitalei, dar din partea cealaltă n-am văzut decât lucruri care n-au legătură cu proiecte. Dacă contracandidatul meu, susținut de mega coaliție, nu este în stare să scoată două vorbe auzindu-l că el de bea acum a început să urce prin tramvaie, vreau o confruntare corectă, directă cu candidatul. Nu vreau să vină tăticul și mămica să mă confrunt cu ei. Potrivit unui raport Expert Forum, partidele politice din România au cheltuit în ultimii 4 ani aproape 100 de milioane de lei pentru a se promova pe rețelele sociale. Banii au fost dați pentru articole cu teme politice, electorale sau sociale, pe Facebook, Instagram, Google și YouTube. Specialiștii reclamă faptul că unele partide mari nu sunt transparente când vine vorba de aceste cheltuieli. Problema e că unele partide, în speță, mai ales PSD, nu publică aceste detalii. Deci noi nu știm unde au ajuns contractele. Partidul Național Liberal le publică. La PNL ne-am uitat, de exemplu, în raportul de venituri și cheltuieli de anul trecut și am văzut că o firmă a luat 31 de milioane de lei. O altă firmă a luat 5 milioane. Noi atâta știm. Totul se oprește aici. Adică știm că firma respectivă a încasat niște zeci de milioane, dar noi nu știm ce a făcut cu ei. Raportul Expert Forum mai arată că primarii au printre cele mai populare pagini politice din România. Cei din top 10 au mai multe interacțiuni decât majoritatea politicienilor din guvern și parlament. Notorietatea locală e un instrument foarte puternic pentru a informa publicul cu vești despre partid, poziții politice și atitudinea față de evenimente de importanță națională, arată documentul. Cristian Popescu Piedone conduce detașat în topul paginilor urmărite în social media. Pe locul 2, dar de aproape 4 ori mai puțin followers, are actualul primar Nicu Șordan, iar contracandidatul susținut de coaliția PSD-PNL are de peste 200 de ori mai puțin susținători. Primele rânduri de alegeri, localele și europarlamentarele, vor avea loc pe 9 iunie. Campania electorală va începe oficial pe 10 mai și se va încheia pe 8 iunie.
După ani de zile de certuri la nivel european, Parlamentul Uniunii votează astăzi pactul pentru migrație și azil. Pe scurt, este vorba de un nou set de reguli pentru a reduce migrația nedorită pe continent. Țările membre deja au agreat măsuri mai dure la granițe, dar noutatea absolută este sistemul de solidaritate care obligă fiecare stat să preia migranți atunci când Europa va trece printr-o criză sau să plătească dacă nu-i poate primi. La ora actuală, cea mai activă rută a migrației ilegale este central-mediteraneană, folosită intens de migranții din nordul Africii. Însă cei din Orient încearcă să pătrundă în Europa prin Balcan și estul Mediteranei. În drumul lor spre Occident se află și Bulgaria. Colega mea, Maria Moiș, se află chiar acum la Sofia și vine cu detalii. Maria, bun găsit. Așadar, în urma votului, care ar putea fi cea mai mare schimbare notabilă? Bun găsit! Cea mai importantă schimbare este introducerea cotelor pentru fiecare țară, iar cine nu va putea să preia din presiunea altor țări, pentru că aici, de fapt, este cheia pentru a înțelege ce se va întâmpla, sunt țări aflate la cuieșire la Marea Mediteraneană, care s-au plâns de o presiune uriașă a fluxului de migranți. Vă dau doar un exemplu. Pe insula italienească Lampedusa au ajuns într-o săptămână de două ori mai mulți migranți față de locuitorii acelei zone. Astfel că s-au gândit oficialii europeni, au ajuns la un acord ca cine nu poate să preia migranți să plătească o taxă. S-a convenit asupra unei taxe de 20.000 de euro pentru fiecare migrant pe care o altă țară nu îl poate caza în baza acelei cote. Pe de altă parte, să știți că vor fi înființate și centre de detenție în apropierea frontierelor. Este posibil ca și la noi, la granița cu Serbia, pentru a ajunge acolo acei migranți care nu s-ar califica să obțină azil. Nu toată lumea trebuie să obțină o protecție, spun oficialii europeni, ci doar acei cetățeni care vin din țări unde sunt persecutați din cauza războaielor sau fug din calea dezastrelor. Și când ar putea intra în vigoare aceste noi modificări? Mai este nevoie, pe lângă votul din această seară din Parlamentul European și de o trecere de vistă în cadrul Consiliului Uniunii Europene, dar nu ar trebui să fie probleme, pentru că deja acest pact a fost agreat la finalul anului trecut. Însă să știți că nu se vor întâmpla aceste schimbări peste noapte, vor avea la dispoziție țările membre odată ce actul va fi votat finalmente, aproximativ 2 ani de zile ca el să intre în vigoare. Maria, mulțumesc tare mult pentru informații. Țările din flancul estic sunt în prima linie în fața posturii agresive a Rusiei. Acesta este motivul invocat de președintele Klaus Iohannis de a candida la postul de secretar general al NATO. În timpul discursului susținut cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la aderarea României în NATO, șeful statului a spus că este nevoie de mai multă prezență la vârful NATO din partea țărilor care au făcut demersuri pentru securitatea Alianței Nord-Atlantice. Țările din flancul estic al NATO sunt, în aceste vremuri, în prima linie aliată de descurajare și apărare pentru menținerea securității euroatlantice în fața posturii agresive a Rusiei. Este de aceea o aspirație legitimă pentru o reprezentare mai semnificativă în structurile de conducere ale NATO a unei întregi regiuni care, de-a lungul istoriei, s-a confruntat permanent cu pericolul rusesc. Parchetul european condus de Laura Codruța Chioveși investighează în România 8 dosare de fraudă cu fonduri din PNRR. Procurorul șef a vorbit în exclusivitate la Euronews și despre o nouă strategie a mafiei care se reorientează spre fraude cu TVA și cu fonduri europene pentru că riscurile sunt mai mici. Pentru anul trecut, noi am investigat în total 260 de cazuri cu valoarea estimativă a daunelor de 1,97 miliarde de euro, dar nu toate aceste sume de bani sunt din PNRR. În acest moment, noi avem în investigație 8 cazuri în România. Eu cred că numărul acestor cazuri va crește, nu doar în România, ci și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Noi vedem în activitatea noastră că aceleași grupuri organizate spală banii atât pentru traficanții de droguri, cât și pentru cei care comit fraudă cu TVA. Și am să vă dau un exemplu concret din activitatea noastră, în care membrii ai mafia au declarat că în ultima perioadă de timp mafia își reorientează activitățile. Este mult mai ușor să comiți fraudă cu TVA sau fraudă cu fonduri europene pentru că riscurile sunt foarte mici.
Apartamentele inteligente, construite cu facilități care în urmă cu 10 ani păreau de domeniul science fiction, vor avea și administratori de bloc virtual generați de inteligență artificială. Irene este primul astfel de administrator de bloc din România, chiar dacă la prima interacțiune vedem un chip prietenos care are pregătire și doar vorbe frumoase, varianta virtuală nu pare să fie pe placul locatarilor. Numele meu este Irene, sunt asistentul tău virtual și voi avea grijă ca viața să fie frumoasă și fără birocrație în cadrul ansamblului. Îmi pot spune administrator de bloc, dar fără fond de rulment și salariu. Așa arată imaginea viitorului administrator de bloc. Un personaj generat de inteligență artificială care ar trebui să rezolve o parte dintre problemele administrative ale locatarilor. Irene nu se poate descurca de una singură în prezent. Acest lucru ar putea fi posibil în viitor, atunci când tehnologia va controla toate serviciile publice. Până atunci, administratorul de bloc virtual are sarcini limitate. Începând de la cât de frumoasă este ziua, spunându-ți bună dimineața în lift, seara când ajungi acasă în lobby, spunându-ți bună seara, iar ulterior îți poate comunica inclusiv faptul că cineva a uitat în parc, un copil a uitat în parc un obiect personal, dând mesaj în interiorul complexului că s-au găsit obiectele. Iar ca ea să devină complet autonomă, avem nevoie ca toate celelalte părți implicate ale comunității să fie și ele la rândul lor smart conectate la rețea. Și aici vorbim de la primăria orașului Voluntari până la furnizorii de apă, canal, gaz, electricitate și așa mai departe. Când ei vor avea posibilitatea să aibă toate informațiile online, iar noi vom avea posibilitatea să o conectăm la baza lor de date. Administratorii de bloc sunt de părere că partea umană nu poate fi înlocuită, iar varianta virtuală nu ar face față problemelor cu care se confruntă locatarii în fiecare zi. Nu este un pericol pentru funcția mea, pentru că sunt cazuri și cred că 90%, dacă nu mai mult, din cazuri în care nu se poate înlocui inteligența artificială cu persoana fizică, cu omul. Oamenii au ajuns la modul în care mai mult se uită la vecin decât se uită în propria lor ogradă și reclamă numărul de persoane incorrect, reclamă că vecinul de deasupra ascultă muzică, un copil mic plânge, un cățel latră și tot așa. Ce părere aveți de un administrator de bloc virtual generat de inteligență artificială? Păi nu-l ascultă pe ăsta care e om, da? Păi pe ăla. Vă dați seama într-un bloc de 256 de apartamente ce ar fi? Nu cred că ar face față. Nu cred, pentru că ar fi o zăpăceală. Nu știu, orice problemă, eu cred că trebuie să fii cu, să fii față în față. Într-o anumită măsură, dar să fie și cineva, o persoană fizică, care cu unele probleme poate nu s-au ivit până acum și trebuie o persoană fizică să le poată rezolva. În prezent, administratorul unui bloc este desemnat de președintele Asociației de Proprietari. În cele mai multe cazuri, această funcție este ocupată de un locatar care este pregătit să-și asume această responsabilitate. Varianta virtuală a administratorului de bloc ar putea duce pe viitor la pierderea unor locuri de muncă. Doar în capitală sunt peste 16.000 de blocuri. Casa regelui Charles al III-lea de la Viscri s-a redeschis publicului, iar turiștii sunt așteptați cu o expoziție în premieră semnată de un fotograf britanic. În România vedem imagini și aflăm ce spun localnicii după o scurtă pauză. Am revenit, vă reamintesc titlurile acestei ore. Tânăra din Constanța, care și-a ucis prietena în Mangalia, a fost condamnată la 15 ani de închisoare. Decizia nu este însă definitivă. Un raport Greenpeace arată că ultimele păduri din România ajung legal produse de mobilier, vândute de lanțul IKEA, iar Parlamentul European votează astăzi pactul pentru migrație și azil. Uite și de fie coi. Ia avem și. قسم العلاج الوظيفي
Manicuristele, coafezele și alte persoane care fac bani în domeniul înfrumusețării și întreținerii corporale sunt invitate de fis să-și declare de bunăvoie câștigurile. Mai exact, să se înregistreze, să declare și să plătească taxele și impozitele obligatorii. Demersul face parte din programul de conformare început de Agenția Națională de Administrare Fiscală în urmă cu o lună. Instituția vrea astfel să reducă evaziunea într-un domeniu în care mulți preferă să lucreze la gri și la negru, mai ales după perioada pandemiei. Cei care vor să devină buni platnici vor fi instruiți de fisc cum să completeze declarația unică în cadrul unor seminarii web. Tragedie evitată la limită, o autospecială de pompieri a trecut razant prin fața trenului într-o localitate din județul Cluj. Ai nebunii spăsă! Hai de capul meu, ăștia nebuni. Din imaginile surprinse de un localnic se poate observa faptul că echipajul de pompieri care se afla în misiune a forțat trecerea de cale ferată și a tăiat calea trenului. Mecanicul de locomotivă a fost nevoit să frâneze de urgență, astfel încât să evite tragedia. Niciun călător nu a avut de suferit. Pompierul care se afla la volanul autospecialei este acum cercetat disciplinar și a fost scos din serviciu până la încheierea verificărilor. Totodată acesta va fi supus unei expertize psihologice. Mașinile de dezăpezire lucrează la foc continuu să îndepărteze zăpada de pe Transalpina. În acest moment, circulația este închisă între Rânca și Obârșia Lotrului. La 2000 de metri, stratul de zăpadă depășește un metru, iar noaptea se formează gheață din cauza temperaturilor scăzute. Pentru redeschiderea circulației, drumarii trebuie să refacă inclusiv marcajele și să instaleze indicatoare noi în locul celor rupte de vânt. Deocamdată nu se știe când se va putea circula din nou pe Transalpina. Casa regelui Charles al III-lea de la Viscri, județul Brașov, s-a redeschis publicului și își așteaptă vizitatorii cu o expoziție în premieră, realizată de un fotograf britanic în România. Localnicii sunt bucuroși că primesc din nou oaspeți, mai ales străini. Sunt însă îngrijorați de starea de sănătate a suveranului și cred că anul acesta regele nu îi va mai vizita. Nu m-am pic de vădă, hai! Casa regelui Charles de la Viscri s-a deschis săptămâna aceasta. Șura reconvertită a proprietății tradiționale săsești găzduiește în premieră în România expoziția The Darkness Within, Copșa Mică 1988-1995, care explorează impactul industrializării forțate asupra omului și mediului. Expoziția temporară aduce în fața publicului o selecție de 42 de fotografii realizate de fotograful britanic Barry Levis pe parcursul vizitelor sale în zonă, atât înainte de 1989, cât și în anii următori. La fel ca în fiecare an, voluntari din Europa vin să lucreze pentru anumite perioade de timp la proprietatea regelui. Sunt din Germania și am venit cu prietena mea să lucrez aici ca voluntar și stăm o lună aici. Ce veți face în această lună? Am să stăm aici în muzeu și am să vorbim cu vizitor și am să facem ture aici. I'm from America, from Oregon. I'm visiting Romania for 1 week, and it's a beautiful country. I'm surprised that he would locate here, but then it's a bit of a guess, I suppose. It's very old, if I understand correctly. Mă bucur, normal că mă bucur, e un lucru interesant și orice ceea ce se întâmplă ca să readucă viața în satele mai mult sau mai puțin părăsite, e un lucru bun. Localnicii din Viscri se bucură că primesc din nou oaspeți și că satul este iarăși plin de viață. Sunt însă și îngrijorați de starea de sănătate a regelui Charles. Noi îl așteptăm cu drag, dar nu știu dacă mai vine sau nu. Sunteți îngrijorată din cauza stării sale de sănătate? Bineînțeles, și a lui și a prințesei. Ne pare rău pentru problemele de sănătate ale regelui. Suntem îngrijorați pentru starea lui de sănătate, dar la noi e o tradiție în Viscri. În fiecare an, în luna mai, dânsul ne vizitează și îl așteptăm și anul acesta. Aerul curat de Viscri face bine la sănătate. Noi așa sperăm. Și ne dorim să fie sănătos. Și îl așteptăm și îi dorim multă sănătate. Și
Să vină la Viscri, la casa lui. Prima vizită oficială a regelui Charles după încoronare a fost chiar în România. După întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, monarhul a petrecut câteva zile la Viscri și pe Valea Zălanului. Veniturile, cea mai mare parte a profitului care este generat de această casă, se întoarce în comunitate. Din el finanțăm proiecte pentru Viscri, proiecte de ecologie, proiecte de educație. Peste 38.000 de turiști români și străini au trecut anul trecut pragul casei regelui Charles de la Viscri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs miercuri dimineață în județul Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 80 de kilometri, în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântul Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov. De la începutul lunii aprilie, în România s-au înregistrat 10 cutremure. Aproape 800 de cazuri noi de rujeolă s-au înregistrat în România în ultima săptămână, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. De la începutul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, în țara noastră au fost confirmate 11.397 de cazuri de rujeolă. Și tot în această perioadă, 12 persoane au murit după ce s-au infectat cu virusul rujeolic. Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în luna februarie. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, numărul persoanelor decedate a fost de 1,9 ori mai mare decât al născuților vii. În februarie s-au înregistrat 11.130 de nașteri, în scădere cu 19% față de aceeași lună a anului trecut. Ucraina se pregătește pentru eventuală ofensivă a armatei ruse. Kievul susține că armata rusă va ataca puternic Ucraina la sfârșitul lunii mai, așa că în estul țării sunt construite fortificații. Președintele Volodymyr Zelensky a mers în Harkov, regiune aflată la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia, pentru a inspecta liniile de apărare. Anterior, liderul de la Kiev a anunțat că Ucraina va construi 2000 de kilometri de fortificații. Costurile lucrărilor ajung la jumătate de miliarde de dolari. Для області був на будівництві фортифікації дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється. Мета Росії абсолютно очевидна. Вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей з Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені. Scandalul Russiagate continuă. Candidații în alegerile pentru Parlamentul European din 6 state ar fi luat bani pentru a răspândi propaganda Rusiei, printre ei și un politician al formațiunii de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania. Partidul său, aflat pe locul al doilea în sondaje, invocă prezumția de nevinovăție. Un politician al extremei drepte din Germania a fost acuzat că a luat 25.000 de euro pentru a promova propaganda Kremlinului. Este vorba despre candidatul partidului Alternativa pentru Germania la alegerile europarlamentare din iunie, aflat pe al doilea loc pe listele electorale. Copreședintele formațiunii a răspuns acuzațiilor. Also zum allererst, wir haben uns gestern dazu bereits ausführlich geäußert, was die Causa Büstron angeht. Das ist seine persönliche Meinung, die er dazu hat. Ich möchte vielleicht etwas Grundsätzliches sagen dazu, und das habe ich gestern auch schon getan, dass wir grundsätzlich nicht dulden, dass ein Abgeordneter sich seine Position durch Geld hier beeinflussen lässt. Das ist schon mal Punkt 1. Nichtsdestotrotz gilt auch für Peter Büstron die Unschuldsvermutung. Wir reden von Verdächtigungen, von Behauptungen. Es liegen uns aktuell keine Belege und Beweise vor. Von daher gilt die Unschuldsvermutung und Stand heute gilt für uns das Wort von Peter Büstron in diesem Fall mehr. Autoritățile din Cehia spun că sunt în posesia unor înregistrări compromițătoare, însă nu intenționează să le facă publice deocamdată. Candidatul AFD susține că nu a luat niciodată bani de la site-ul pro-rus Vocea Europei cu sediul la Praga. El mai spune că este victima unei campanii de denigrare. Sondajele arată că Alternativa pentru Germania se află pe locul al doilea și asta în pofida recentului scandal declanșat de o întâlnire secretă a membrilor partidului, la care s-a discutat despre deportări forțate. În ultima vreme există un val de îngrijorare legat de tentativele Moscovei de a influența alegerile pentru Parlamentul European. MEPs are demanding an urgent inquiry into the scandal following allegations that political candidates from 6 EU member states have been paid to push pro-Kremlin propaganda. Liv Stroud in Berlin for Euronews.
Două filme considerate propagandă rusă au fost retrase chiar înainte să fie difuzate în cinematografele din subordinea Ministerului Culturii, Cinema Eforie și Cinema Union. Contractul a fost reziliat de Arhiva Națională de Filme, anunță ministrul Raluca Turcan. Este inacceptabil ca astfel de producții cinematografice, vădit propagandiste, finanțate de statul rus în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, să beneficieze de spații de difuzare în cinematografele publice, a scris ministrul pe Facebook. Este vorba despre filmele Provocarea și Vremea celor din tâi. Primul este despre un chirurg trimis pe Stația Spațială Internațională pentru a salva un cosmonaut rănit. Pentru a filma scenele, Rusia a trimis un actor și un regizor pentru o perioadă de 12 zile pe Stația Spațială. Președintele american Joe Biden spune că premierul israelian are o abordare greșită în ceea ce privește războiul din fâșia Gaza. Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a cerut din nou încetarea focului. Joe Biden a reiterat că atacul israelian de săptămâna trecută, în urma căruia 7 lucrători umanitari au murit, este revoltător. El a mai cerut armatei israeliene să permită livrarea de ajutoare umanitare în enclavă. Mai mult, Biden a declarat că a vorbit deja cu reprezentanții din Arabia Saudită, Iordania și Egipt, care sunt pregătiți să trimită alimente în Gaza. Declarațiile președintelui cu privire la războiul din Orientul Mijlociu marchează o schimbare față de comentariile sale anterioare, în care spunea că sarcina de a accepta un armistițiu și un acord de eliberare a ostaticilor revine organizației Hamas. 1000 de polițiști au fost mobilizați în jurul stadionului Parc de Prince din Paris după amenințările grupării teroriste Stat Islamic. În această seară de la ora locală 21 are loc prima manșă a sferturilor de finale din Liga Campionilor între PSG și FC Barcelona. Îngrijorate de posibilitatea unui atac terorist, autoritățile duc în jurul stadionului unități suplimentare de forțe mobile, ofițeri de poliție din Brigada de Cercetare și Intervenție, dar și un număr sporit de patrule. Vor folosi și mijloace tehnice specializate, cum ar fi drone ori alte echipamente de detectare. Această mobilizare este justificată de realitatea amenințării pe care teroriștii grupării Stat Islamic o reprezintă pentru Europa la mai puțin de 3 săptămâni de la atentatul de la Moscova. Corul de cameră Madrigal va susține o serie de concerte speciale în preajma sărbătorilor de Paște. Invitatul special este actorul Constantin Chiriac, care va susține momente de poezie în cadrul evenimentului. O surpriză este faptul că anul acesta Corul Madrigal este unul dintre invitații de onoare ai Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Muzică, poezie, sensibilitate și o emoție puternică specifică sărbătorilor de Paște. Toate alcătuiesc tabloul perfect al unui concert extraordinar susținut de corul de cameră Madrigal. Pe 11 aprilie, sub bagheta dirijoarei Ana Ungureanu și avându-l ca invitat pe actorul Constantin Chiriac, Madrigal revine cu un eveniment dedicat sărbătorii fundamentale a creștinilor. Data de 11 aprilie este doar primul dintre cele 4 concerte care vor avea loc împreună cu maestrul Constantin Chiriac. Urmează la Blaj, la Cluj și la Sibiu, reeditat de fiecare dată cu un public nou, dar sperăm că în același asentiment cu noi și în aceeași sensibilitate. M-am născut într-o familie uriașă pe malul Prutului, tata 17 frați, mama 16. Și întâlnirea cu Madrigalu a însemnat pentru mine reîntâlnirea cu momentele când eram copil. Era o atmosferă de armonie, iar la slujbele care erau făcute până la învierea Domnului, la toate deniile, cântau țăranii cu o credință și cu o bucurie pe care numai aici am regăsit-o. Simbolismul învierii Domnului, redat prin partitura muzicală a corului Madrigal, este punctat și de momentele poetice susținute de actorul Constantin Chiriac. Acesta va recita pasaje din creații semnate de Tudor Arghezi, William Shakespeare sau Rainer Maria Rilke.
Madrigalul reușește mai nou să pună acest echilibru între ceea ce face de Crăciun, în care l-a transformat atâtea zeci de ani într-o sărbătoare, să transforme și Paștele într-o sărbătoare culturală în care muzica foarte bună, în care poezia românească și nu numai, și în care, iată, imaginea să devină pentru români o mângâiere. Corul de Camer Madrigal este și unul dintre invitații surpriză ai Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu de anul acesta. Madrigal va susține astfel două concerte speciale la deschiderea și în încheierea mult așteptatului festival. Cea mai mare expoziție de ceasuri va fi redeschisă anul acesta la Geneva, acolo unde vor participa peste 50 de branduri de lux. Vizitatorii vor putea admira de la ceasuri cu o grosime de doar 2 mm până la ceasuri cu mecanisme complicate, formate din peste 2800 de piese. Una dintre vedetele expoziției din acest an este cel mai subțire ceas, un model Altiplano Piaget cu o grosime de doar 2 mm. Prețul ceasului poate ajunge la câteva sute de mii de euro. Pe lângă modelele exclusiviste, o noutate a industriei sunt ceasurile care arată diferite faze ale lunii. Potrivit producătorilor, timpul arătat de aceste ceasuri va devia cu doar o zi în 45 de milioane de ani. Mai mult, va fi prezentat și unul dintre cele mai complexe ceasuri din lume. Este vorba despre un ceas de buzunar alcătuit din peste 2800 de piese. This year we are looking for a lot of records and we have seen the most complicated watch in the world, the Vacheron Constantin pocket watch with 63 components, 5.5 cm thick. Anul trecut, un număr record de colecționari, jurnaliști și cumpărători au participat la expoziția de ceasuri de la Geneva. Câștigătorii medaliilor de aur la atletism la Jocurile Olimpice de la Paris vor primi și premii în bani. Este vorba de 50.000 de dolari, anunță organismul de conducere al atletismului mondial. Atletismul devine astfel primul sport care va introduce premii în bani la această competiție internațională. Jocurile Olimpice moderne au apărut ca un eveniment sportiv pentru amatori, iar Comitetul Internațional Olimpic nu acordă premii în bani. Totuși, mulți medaliați primesc plăți de la guvernele țărilor lor, de la organismele sportive naționale sau de la sponsori. Organismul de conducere al atletismului a anunțat că pune deoparte 2,4 milioane de dolari pentru a plăti medaliații cu aur în cele 48 de evenimente din programul de atletism pentru Jocurile Olimpice de la Paris din acest an. Echipele de ștafetă vor împărți cei 50.000 de dolari între membrii lor. Plățile pentru medaliații cu argint și bronz sunt planificate să înceapă de la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Echipa națională de fotbal feminin a învins selecționata Kazakhstanului, scor 1-0, în al doilea meci din preliminariile campionatului european. Singurul gol al formației pregătite de Massimo Pedrazzini a fost reușit de Cristina Carp în repriza secundă. România este pe primul loc în grupa de calificare cu 6 puncte din 2 meciuri. Vineri, naționala noastră s-a impus categoric în Armenia, scor 5-0. Novak Djokovic a debutat cu o victorie categorică în sezonul de zgură. Liderul clasamentului mondial s-a calificat în optimile turneului de la Monte Carlo după 6-1, 6-2 cu rusul Roman Safiulin. Următorul adversar al sârbului va fi Lorenzo Musetti, numărul 24 ATP. În schimb, Rafael Nadal și Carlos Alcaraz au declarat forfait pentru turneul de 1000 de puncte de la Monte Carlo din motive medicale. Cei doi ar putea reveni pe teren săptămâna viitoare, la turneul de la Barcelona. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a fost demis de Al Jazeera, clubul din Emiratele Unite pe care l-a antrenat pentru numai 3 luni. În această perioadă, echipa a câștigat un singur meci din 7 disputate. Al Jazeera este pe locul 8 în clasament cu 21 de puncte. În România, Mirel Rădoi l-a pregătit pe FCSB și Universitatea Craiova. Prefectura Capitalei tocmai ce a făcut publice datele unui chestionar cu privire la drogurile în școli. Ei bine, cei mai mulți dintre elevii care au răspuns acestui chestionar sunt de acord cu cursurile și cu testele antidrog în școli. Revenim în câteva minute cu mai multe date.